Start cu dreptul pentru Farul în Superliga Feminină, în play-off, 3 puncte foarte, foarte importante obținute la Cluj-Napoca. Da, sunt 3 puncte foarte importante câștigate la campioane acasă. Chiar dacă nu a fost meciul pe care noi ne-am fi dorit să-l disputăm pe teren, e important că am luat cele 3 puncte. Câteodată echipa nu joacă, eu așa zic, că echipele mari câștigă și când nu joacă bine și am arătat asta, că suntem o echipă mare. Fetele au avut puterea să revină de la 0 la 1 și a venit și golul victoriei chiar în prelungiri, dând dovadă de tărie de caracter. Vă dați seama cum am trăit eu meciul ăla. E bine când se termină cu bine. Am fost inspirată, Dumnezeu m-a ajutat de data asta să fac trei schimbări foarte bune, care au adus un plus de energie echipei, a făcut diferența. Mă bucur tare mult. Acum gata, uităm meciul de duminică și ne uităm la meciul care urmează cu Csíkszereda. Nu aveți timp de odihnă, trebuie să obțineți numai victorii pentru a recupera diferența față de prima poziție. Da, cum am spus și înaintea începerii play-off-ului, o să luăm meci de meci. Primul meci l-am terminat cu brio, urmează al doilea meci care îl tratăm cu seriozitate. O să facem la fel o strategie pentru meciul care urmează. Să sperăm că facem și un meci mai bun, cum ne caracterizează pe noi și la fel să luăm cele 3 puncte. Tabita, felicitări pentru succesul de la Cluj-Napoca, 3 puncte foarte importante obținute de Farul, care continuă lupta pentru primul loc în Superliga Feminină. Bună ziua, da, un meci foarte greu, un meci intens, mai ales că am fost conduse în prima repriză, am avut puterea să ne revenim și să câștigăm cele 3 puncte. Tu ai marcat gol egalizator din penalti, ai avut emoții? N-am avut emoții, însă am rămas foarte surprinsă că doamna antrenoare a avut încredere în mine și asta m-a bucurat. M-am simțit responsabilă pentru lovitura de la 11 metri și asta a fost tot ce a contat, că am dat gol. Apoi a venit golul victoriei din prelungire și ați reușit să veniți acasă învingătoare. Da, o bucurie extraordinară de mare. Ne-am bifat victoria, mai avem de câștigat. O să continuăm să luptăm, să ne antrenăm și să câștigăm campionatul. Sunt 9 puncte în continuare de recuperat, dar acest start vă dă încredere. Da, avem încredere în noi, conducerea ne ajută, știm foarte bine ce avem de făcut și ce trebuie să ascultăm. Și da, meciul o să fie intens, o să fie greu, nu ne lăsăm pe ureche având în vedere că am câștigat meciul de duminică. Continuăm să muncim și să câștigăm campionatul. Ăsta e obiectivul, de asta și zic de atât de multe ori, să câștigăm campionatul. Andreea, a început play-off-ul Superligii Feminine, o victorie foarte, foarte importantă în deplasare la Cluj-Napoca, felicitări! Mulțumim, este o victorie muncită, ne-am dorit să avem un parcurs cât mai bun în acest play-off, fiecare meci este ca o finală pentru noi, trebuie să acumulăm cât mai multe puncte și am început cu dreptul. Ați avut puterea să reveniți de la 0 la 1, în final golul tău a adus cele 3 puncte la Farul. Mă bucur că am înscris, că am adus cele 3 puncte, dar a fost o luptă, a fost un meci muncit de ambele părți, dar până la urmă am ieșit învingătoare. Aveți de recuperat 9 puncte față de prima poziție și, cum spuneai, fiecare meci trebuie câștigat. Da, de asta ne concentrăm pentru fiecare meci, e ca o finală, încercăm cât mai mult să fim concentrate, să luăm cele 3 puncte din toate meciurile.